Lăsa. Astăzi vreau să vorbesc despre, hai să spunem, ceea ce se cheamă o situație mai neobișnuită în viața mea. Cum să cazi într-un canal și să nu cazi într-un canal adânc de 2 metri până în fund și să te ridici și să simți ființe supranaturale în jurul tău. Practic, nu știu dacă ar merge să mă ridic în picioare și să vedeți. Practic, eram în picioare, erau trei canale, așa, ca un triunghi, isoscel, cum vrei să-i spui, sau așa. Ferez două și cade în al treilea, știi? Ca întotdeauna, ultimul canal, sau ultima gaură, sau ultima, în fine, cum am eu noroc. Bun. Și trec pe lângă el, pun piciorul stâng, ok, pe pământ, pun piciorul drept. Opa! Nu mai simt pământ. Știi? Începeam așa. Nu mai simt pământ. E clar, cad jos în canal. Așa că chid ochii și mă gândesc. Ce pot să fac? Aștept să cad, că da. Și cad. Rămân cu două mâini, așa. Bineînțeles, mâna pe aici, pe undeva, și cu un crac pe aici, cărâșăit. Nimic rău. Dar, în momentul când am ieșit, s-am deschis ochii, a fost ceva de genul în felul următor. Când a fost prima dată cu, opa, cu piciorul. Nu e pământ sub el. Am simțit o mână care mă trage în el. Ok. Bun. Mi-a tras piciorul în canal. Zic, opa, asta e bună, că ajung la 2 metri la demisol sau la sub. Așa că mă gândesc cum să ies. Cad și mă proptesc în umeri și toate cele. Bine că mi-a sărit umărul sau omoplat, îmi vin toate cele. Mai stau un pic când să ies de la mâna aceea ca de, hai să spunem, doamna cu coasa care te trage în jos, vin o drace în pământ, că eu așa am primit ordin, începi să te ridici. Și dintr-o dată simți cum piciorul, care era în aer drept, este împins de jos în sus, într-o chestie interesantă. Cum mă manebi, că eu nu aveam acel picior suspendat, știi? Și ajungi la o chestie interesantă. Deschizi ochii. Dar în momentul acela, în capul tău, auzi niște faze de alea. Ia-l Dumnezeule de aici! Ce mi-l dai mie aici? Jos fiind canal și întuneric, mă dau seama, canalul cu smoală și toate cele. Când jos aud de o gură de doamnă, care zbiară, ia-l de aici! Și îl împinge la sus până jos, pe care după ea o serie de ia-l de aici că este revoluție în iad. Și mâine, păi mâine, Domnul Necurat sau Satana vrea proces echitabil cu Dumnezeu că a primit un suflet necurat în arendă, să-l bage în cazanul cu zmoană și, cum zicea cineva, ăsta e așa de-al dracu că îl pute și pe Satana. E nu, dar poate să schimbă regulile pe acolo. Adică decât la 40 de ani de stat la cazarul cu zmoală, mai există și impuns cu furca în coaste ca să mai scapi cu 5 ani mai devreme. Sau mai știu eu ce. Și pur și simplu rămâi perplex când te ridici și ieși afară din canal, că pur și simplu a fost
un fel de revoluție și în infern, și în rai, și pe pământ. Aia pe pământ a luat o gură de canal, ai alții din infern, dă-l dracu afară că ăsta face revoluție în iad, sau mă știu eu ce. Iar în Eden, nici atât. Pentru că nu s-a terminat judecata de apoi. Cam interesantă povestea, supranaturală, dar pentru unii chiar nebună. Practic, doamna cocoasă a venit, te-a luat de mâna, de piciorul drept și te-a tras jos. Pentru că trebuie să fii acolo, la 2 metri de sub pământ. Iar cei din infern, care zbioară, urlă în cazanul cu smoală, au zis, ia ți-l de aici, uf, și a zburat în sus. Știi? Că de partea cealaltă, în momentul când am ieșit din canal, parcă aș fi avut ca în zâna măseluță. Iar aripi. Știi?